Accident spectaculos la competiția sportivă viteză în coastă, trofeul Câmpul Lung 500. Unul dintre participanții la concurs a ieșit cu mașina de pe carosabil, astfel că în urma derapajului automobilul a lovit marginea drumului și s-a rostogolit de câteva ori. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în cadrul competiției de raliuri viteză în coastele trofeul Câmpul Lung 500. În imagine surprinsă de către unul dintre spectatori, se poate observa cum unul dintre piloți iese de pe carosabil în momentul în care ia curba. În urma derapajului, automobilul a intrat în vegetația de pe marginea drumului, a ricoșat, după care s-a rostogolit de câteva ori. Cu toate că accidentul pare grav la prima vedere din cauza impactului puternic, șoferul a scăpat nevătămat. Nu același lucru se poate spune și despre mașina pilotului, care a fost făcută praf. Spectatorii aflați pe margine au tras o spirătură zdravănă, însă, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.